Bună și bine ați venit! Sunt aici cu calendarul advent de la Look Fantastic. V-am tot amenințat eu cu calendarele și n-am reușit să deschid încă nimic, este 7, dar hei, mai avem destule zile până la Crăciun. Pe ăsta o să-l desfac așa cap-coadă, toate numerele odată și cred că pe 9 o să încep și din celelalte două să desfac. A mai îmbunătățit un pic bradul, dar mai avem de lucru la el. Mi-am făcut cafea, mi-am pregătit un pahar cu apă, suntem gata de treabă. Nu o să vloguiesc astăzi deloc, rămânem doar la calendarul advent. Și cu vlogul ne mai vedem zilele viitoare, că și așa, la vremea asta urâtă de afară, nu cred că o să fac mare lucru interesant. Dar ăsta sper să fie foarte interesant și pentru mine și pentru voi. O să îl deschid cumva, încercând să nu dărâm nimic pe aici. Wow, ce frumos! The season to be, feel and look fantastic. Deci este sezonul în care să fii, să te simți și să arăți fantastic. Să sperăm că o să se întâmple acest lucru. Așa arată el, este foarte drăguț. Stați să-l pun cumva, să-l vedeți mai bine. Așa. Sper că se vede bine acolo la voi. Și să trecem la treabă, că arde nerăbdare. Să știți că n-am desfăcut nicio casetuță, deși aș fi putut să trag cu ochiul. Casetuța cu numărul 1. O să-mi pun și ochelarii ca să văd mai bine. Ca să te pot vedea mai bine. Avem Kate Somerville Goat Milk Moisturizing Cleanser, netoiant hidratant. Deci avem drăguț că are ambalaj din acesta, așa. Un cleanser, un cleanser hidratant. N-am avut nimic de la Kate Somerville până acum și încerc să-mi dau seama ce gramaj are, 30 de mililitri. Haideți să-l țin cumva să-l vedeți și voi mai bine. Deși nu mă ajută foarte mult lumina, afară e întunecat și filmez cu toate luminile din casă, plus cele din pom. Drăguț, e o cutie foarte mare, pentru un produs așa de mic, dar hei, esențele tari se țin sticulțe mici. La numărul 2, ăla era despachetat din hârtiuța lui, o fi umblat, Eva, dacă ar fi fost firesc dacă umbla. Să-l și pune la loc frumușel. O, ce sticluță drăguță. Hai să vedem. Wow! Dream Coat Supernatural Spray, 50 de mililitri. Wow! Color Wow! Cred că Color Wow e brandul. N-am avut nimic. Deci cred că de aici foarte puține produse le voi fi avut. Așa arată sticluța. Ia, uitați-o cât de drăguță. Nu știu cum să o țin, că se reflectă și luminile și decorul. Dar da, îmi place mult de tot. Să vedem dacă miroase. Nu prea miroase, e un miros foarte discret spre inexistent. Naturally magically transforms texture, amazing humidity proofing powers. Deci transformă texturile în mod magic și are o putere importantă, amazing, nici nu am tradus, cred că vreodată amazing, că l-am zis direct amazing. Deci hidratează. La numărul 2. Drăguță sticluța. Evident că acesta este un videoclip de unboxing. Dacă vreți să aflați păreri despre produse după ce le voi folosi, folosiți butonul de abonare din colțișor, pentru că le voi include în vloguri sau la un moment dat sau cu siguranță la un moment dat le veți vedea în clipuri de Empties. La numărul 3. Îmi plac cutiuțele. Da, numărul 1 fusese dezambalat de către cineva care n-am fost eu. Foarte drăguț ambalate treburile toate. Hydra Setting Spray. Un spray fixator de la Ila Masca, 30 de mililitri are acesta. Așa arată cutia. Avem cu siguranță o sticluță cu pulverizator în interior. Evident că avem, vai ce drăguțe sunt ambalajele. Nu prea avem focus. Hydra Setting Spray, aici voiam să vedeți voi, pe partea asta aici unde scrie Hydra Setting Spray.
și nu o să-l folosesc acum peste ochelari, dar sper că are un pulverizator drăguț și interesant. O să le pun la loc acolo unde le-am găsit și o să văd eu cum fac să le așez undeva la baie să le folosesc. Am ajuns la numărul 4, la fel de drăguț ambalat. Aici avem de la Caudalie, de aici am mai avut ceva cremă de față și am fost foarte mulțumită de ea. Venosus Hydra Moisturizing Cream SOS Intent Hydratation. Deci o cremă hidratantă intensă. Pentru hidratare intensă, aceasta are 15 ml. Numărul 5, unde ești, darling? Aici este numărul 5. Cu siguranță o să păstrez cutia și o să o refolosesc la anul. Deci dacă o să fac un DIY ceva, cu siguranță. Aici avem Botanical Repair Strengthening Leave-In Treatment Sans Visage 25 de ml de la Aveda. Asta este un tratament leave-in pentru păr. Nu le-am desfăcut pe celelalte să le miros. Miroase a pin, aș zice, așa, a pădure iarna cumva. A verde, miroase a verde, așa cum și este. Numărul 6. Hei, darling, unde ești? Numărul 6. L-a ascuns! L-a ascuns bine de tot. Ia să vedem la numărul 6. Avem aici la numărul 6. De la Delilah Lip Line. Nu știu de ce, nu... Focus, please. Ok. Un de 31 de grame long wear retractable pencil. Deci un creion de buze retractabil care ar trebui să reziste mult, pe care nu reușesc să-l deschid, bineînțeles. Și tocmai mi-am făcut unghiile, nu sunt roșii, dar vedeți că mama a sortat cu bradul. Oh! Așa arată dumnealui. Foarte elegant și pare a fi o nuanță nude. O să verific imediat și nuanța. Așa. Și hai să facem și un mic swatch. Da, este un nude. De asta o să se bucure foarte tare Eva. Mie îmi plac foarte mult creioanele, adică folosesc aproape exclusiv creioane de buze din astea cremoase și retractabile. Nu reușesc să găsesc nuanța, poate aici. Paraben free, vegan, buff, 3004 ar fi, dar mă îndoiesc că reușiți să vedeți voi din moment ce aici scrie buff 3004. Gata cu numărul 6, foarte drăguț. Vă spuneam că eu le folosesc pe acea cremoase retractabile. Am început să le evit pe cele de consistență mai dură, că nu mă mai înțeleg așa de bine cu ele. La numărul 7, și aici s-a desfăcut ăsta de hârtie. Nu cred că a umblat nimeni, n-ar fi umblat nimeni, sau dacă ar fi umblat, eu n-am umblat aici. Oh, de la Omorovița. Omorovița este un brand pe care l-a tot lăudat prietena mea Diana Andronic. Ea a mai făcut mai des comenzi de la Look Fantastic și are și acel subscripție aceea cu catalogul, cu cutia lunară. Eu nu m-am îndurat să mi-o fac pentru că nu prea mă înțeleg așa de bine cu produsele cosmetice, adică am surprize, având tenul mixt sensibil, am surprize și multe nu mi se potrivesc. Gomaj Lisant Visage. Deci un gomaj pentru față de la Budapesta sunt ăștia. Oh, drăguț la Budapesta, îmi place, aș vrea să mai ajung acolo, 30 de ml are treaba asta. Și se vede aici prin ambalajul transparent cum arată, este negriciosul acesta, gri, închis, cu niște particule. Și despre el o să revin cu impresii după ce o să-l folosesc. Îmi fac gomaj o dată pe săptămână. Din ce am înțeles, nu este bine nici prea des să-ți faci un gomaj. La numărul 8. Bine, hai să vedem cum scot treaba asta de aici. La numărul 8, Philip Kingsley. Avem 5 in 1 treatment
pentru multitasker for all hair types, Elastic Styler. Deci un tratament, cred că nu este livin. Instrucțiuni: sécher vos cheveux à l'aide d'une serviette, appliquez un gros nasé de produit, travaillez de la minunie jusqu'à point, sécher au sécheur. Ah, deci e livin, că nu spune să îl speli, să-l clătești. Nu, spune doar să-l pui în... în prosop, să-l usuci în prosop și să îl coafezi cum d'habitud. 40 de mililitri are ăsta. Să vedem cum miroase. Mie îmi plac că nu prea miroase. Și am miros. Ba da, miroase un pic a scorțișoară, un pic a miere și un pic a niște treburi drăguțe, interesante, dar foarte discret. Nu știu cât o să se simtă după ce se usucă părul, dar miroase drăguț. Și la numărul 9, s-a ascuns chestiuca. Avem acest mic pătrățel, să vedem, mic, dar ridic, de la NARS, blush, de un blush de 1,2 grame, sper să mi se potrivească în mânță, că n-am reu. Am niște blush-uri, dar nu sunt roșu, roz, coloret. Da, nuanța este nimic altceva decât, haideți, citiți voi ce scrie aici, vedeți, da? Orgasm. Așa nuanță să tot avem. Sper să mi se potrivească, pentru că de la blush-ul acela de la NYX n-am mai avut niciunul care să-mi placă cu adevărat. Acum am unul la baie, dar nu sunt încântată așa de tare de nuanță. Oh, ce drăguț și elegant arată cutia și pe spate scrie și aici orgasm, evident. Nu avem oglinduță, ar fi fost foarte interesant să avem aici o oglinduță, dar s-ar putea să îmi placă pentru că seamănă foarte mult cu nuanța aceea de la NYX. Aceea era un pic mai peachy maroniu, asta este un pic mai spre roz, dar hei, ia să vedem. Da, cu siguranță o să-mi placă, nu se vede prea bine, dar este un blush totuși, adică trebuie doar să nuanțeze. Ăsta, da, ăsta este probabil produsul de care mă bucur cel mai tare de până acum. Mai sunt câteva care, pe care abia aștept să le folosesc, dar de asta vă spuneam că n-am mai avut de mult un blush de care chiar să fiu încântată. La numărul 10 avem ceva mai greu, este și o cutie mai mărișoară. Ceva mai greu, mai mare și care miroase, mai exact, o lumânare de la Rituals și avem și un mesaj, one beautiful fragrance can create many beautiful memories, adică un miros frumos poate crea multe amintiri frumoase, cu un singur vârf. Are un miros discret, fructat. Ritual of Sakura. Nu cred că reușesc să aflu de pe aici ce arome are, dar o să vă mai povestesc despre lumânarea asta și o să o mai vedeți aici pe la mine pe canal. 10. 11. Unde te ascunzi cu dragă 11? Aici se ascunde. Hai că le-am pus urâțel. Avem tot așa o cutiuță mică și drăguță. De la Shiseido, Ginza Tokyo, Ultimium, Power Infusing Concentrate, de 10 ml. Așa arată cutia. Hai să vedem și ambalajul. Foarte interesant acest ambalaj. Cu roșu și cu roz. Abia aștept să-l folosesc și pe ăsta. Deci un concentrat energizant pentru față, da? Când avem fața mai obosită, o energizăm imediat. Numărul 12. Haideți că am reușit să ajung la jumătatea drumului. Avem, facem așa, de la Percy Reed London Wonder Balm Hair Primer, 30 de ml.
Nu știu ce înseamnă hair primer, adică se e prespălare sau un tratament. O să aflu și o să revin. This multitasking miracle leave-in hair primer smooths each hair strand for beautiful alignment, easing and speeding up the styling process. Deci nu este un balm, o soluție leave-in care să ne facă părul. N-o să o desfac acum pentru că sunt desfăcute celelalte, dar chiar este primul produs care este sigilat din ce am desfăcut până acum. Ciudat că celelalte n-au fost sigilate. Numărul 13, mi-a rămas o hârtiuță pe lângă, numărul 13, unde te ascunzi, aici. Hai, cam, ai ieșit din ambalaj, vino, aaa, ce mic și drăguț, iconic, London, iluminator. Dar ce mic și drăguț este, cât are? 2,8 ml, iconic London iluminator, hai să-l vedem și pe el. Bebe iluminator! Uite ce drăguț arată! Foarte drăguț, foarte interesant. Și da, este o nuanță care îmi place. Îmi plac, mai am unul la baie, ar trebui să îl folosesc și să-l termin pe acela, într-o nuanță similară. E comandat de pe Pink Panda, dar ăsta, da, îmi place mult de tot. 14, numero. Hai! Așa avem. Ceva shiny. AHC Essential Real Eye Cream for Face. Deci o cremă concentrată pentru față de 10 ml. Ok, avem un sigiliu suplimentar aici la cutie, pe care am cam rupt-o. Așa arată și ambalajul. AHC Essential. Abia aștept să-l folosesc. Nu cred că, în afară de Caudalie, nu cred că am mai avut produse de la niciunul din brandurile celelalte pe care le am aici. Pentru că evit să comand produse pe care nu le știu și nu le cunosc, că dă teama de a nu mi se potrivi. La numărul 15 avem această drăgălășenie. Uite ce drăguț e răsucită aici. Și o să scot așa. De la Ren Clean Skin Care Overnight Glow Dark Spot Sleeping Cream. Deci o cremă de noapte pentru înlăturarea cearcănelor ar fi aceasta. Nici de asta n-am mai avut, nici n-am mai auzit. 15, 16, te văzusem și te-am pierdut. Aici este o cutie mare. Nu este și grea. Avem, asta este o bombă de baie. Rhubarb and Castor Bath Fizzer Bubble Bath and Body. Ce drăguț arată. Design in UK, made in China. Da, eu sunt mare amatoare de băi lungi și fierbinți. 17. Unde ești, darling? Aici este 17. Avem ceva micuț și drăguț, ar putea fi un mascara sau orice altceva, evident. Stress Check Mood Manager, Motion Activated Aroma Therapy Spray to create a soothing balance atmosphere wherever you are. De la This Works, foarte interesant, un spray care să balanceze atmosfera de oriunde ești și să te calmeze. Hai să mă calmez. Da, eucalipt, mentă și încă niște chestii pe care nu le cunosc. Dar o să vedeți voi ce calm o să fiu eu. Și am un mic mușețel. Mie nu-mi place mușețelul. Vetiver, lavandă, arome citrice, scorțișoară și tot felul de alte ingrediente chimice. 17, 18 aici. Haide. Așa ceva, avem la 18, pare a fi o mini-lumânare, dar nu, este un recipient. Christophe Robin Scrub Lavan Purifiant au sel marin, de 40 de mililitri, un scrub, cleanser,
Cleansing Purifying Scrub. Cleansing. Deci un cleanser scrub ce-o fi el și în interior arată așa. Nu o să iau acum din produs, că nu vreau să-mi întind mâinile cu de toate, dar și despre el o să vă mai povestesc, o să mai auziți la mine. 19, hai că eram chiar cu degetul pe el și nu-l vedeam. 19, Dragon's Blood Sculpting Gel Radial, într-o cantitate de 15 ml, asta este ceva anticelulitic. Anu, helps define facial contours and add volume to sage in skin. Apply to cleansed face and neck twice daily. Deci se aplică de două ori pe zi pe fața curățată și are scopul de a redefini contururile faciale și de a adăuga volum tenurilor îmbătrânite. Și pe asta abia aștept să-l folosesc. Dragon's Blood. Radial este brandul. Așa, 19. Hai că mai avem doar un pic. 19, 20. 20. Sunt căutată, dar nu-i nimic. Terminăm aici și o să revin. Aici avem o treabă mică și drăguță. Așa ceva. Hai să îl țin cumva să îl puteți vedea voi întâi mai bine, dar nu este transparent și nu. Bio Effect EGF Serum for Improved Appearance of Skin. Deci avem un ser facial, Apply to Face EGF Serum. Nu-mi dau seama cine este producătorul, dar este foarte drăguță cutiuța. 21, sau mă rog, ambalajul. La 21 avem ceva... Ce drăguțe sunt ambalajele astea! Îmi plac foarte tare. Avem ceva creion. Diego de la Palma, un creion pentru conturul ochilor, numărul 7 la Arnax Square, nu asta e adresa, Kajal. Un creion negru pentru contur. E binevenit pentru că eu prefer și pentru ochi creioanele în detrimentul tușurilor. N-am mai avut un creion din ăsta cremos, abia aștept să văd cum o să mă înțeleg cu el. Este retractabil, evident. 21, 22 este aici. Și încep să devin nostalgică, că se termină și mi se termină joaca. Avem o treabă de asta. Balance Me Beauty Sleep Hyaluronic Mist, 99% natural. Deci este un spray facial de 10 ml pentru față, pentru noapte. Interesant. Da, aici o să am multe să vă povestesc în perioada următoare, pentru că, hei, toate treburile astea le voi folosi în curând. În curând și în curând o să vă povestesc și vouă. Încă un produs pe care îl mai am, l-am mai avut și l-am cumpărat recent, o să-l vedeți într-un unboxing viitor, de la Avant, Glycolic Caprylic Triglycerid Shea Butter. Asta e hand balm, nu. Deci am mai avut produse de la Avant, dar nu o cremă de mână. Folosesc cremele de față și cremele de ochi de la ei și îmi plac tare mult. Și ultimul, dar nu cel din urmă, nu e ultimul, penultimul. Văd că avem 25, dar nu-l găsesc pe 24. Credeam că sunt 24, nu știu de ce credeam așa. Dar, hei, hai 24. De la Elemis, Dynamic Resurfacing Facial Wash. De 30 de mililitri, un cleanser facial, deci o soluție pentru spălarea și curățarea feței. Ei formin, nu scrie pe aici pentru ce tip de tenuri sunt aceste produse, dar ambalajele fiind atât de mici, nu ar avea cum. Și la numărul 25, cred că mai avem o lumânare, care nu este o lumânare, este o cremă în full size, de la ESPA, Clean and Green Detox Mask. Deci nu este o cremă, este o mască detoxifiantă. For best results, nu știu ce, să adăugăm, să nu știu ce, să nu mâncăm, do not eat. Foarte drăguț ambalajul. Foarte drăguț. Și așa arată, cred că e cu argilă verde. Da, are un miros așa, argilos, ca să-i zic așa.
Abia aștept să o folosesc și pe asta. Am zis că are 55 de mililitri, nu cred că am zis. Cam atât. Treci la locul tău, te rog frumos. Lecția s-a terminat. Eu o să-mi savurez cafeaua în continuare, pentru că n-am apucat să o beau. Mi-am pus și marshmallows pe ea. Ăsta a fost catalogul. Sper că vi s-au părut interesante produsele. Eu sunt tare, tare nerăbdătoare să le folosesc. Sper că și voi sunteți tare, tare nerăbdători să vedeți impresiile mele post-utilizare. V-ați luat vreun calendar advent? Eu despre calendarele advent am aflat abia anul trecut când m-am apucat de YouTube și mi-am cumpărat atunci unul de la Douglas, care a fost așa și așa. De ăsta sunt mega încântată. Mai am unul pe care o să-l desfac zilele viitoare, este vorba despre cel de la Essence. Și mai am două pe care le-a desfăcut Eva și le găsiți videoclipurile la ea pe canalul, găsiți link către canalul ei în descriere. Cel de la Catrice și cel de la Makeup Revolution, ea le-a făcut un unboxing complet și eu le voi desface zilnic, nu m-am uitat la clipurile ei, vă invit pe voi să o faceți sau dacă nu vreți să vedeți așa cap-coadă videoclipul, puteți să vă uitați în vlogurile mele viitoare să vedeți ce voi descoperi eu acolo. Și cam atât, ne vedem și mâine cu un nou videoclip, sper să reușesc să postez cât mai mult așa zilnic, am zis că nu fac vlogmas, dar am reușit să postez vloguri zilnice. Și vă mulțumesc că sunteți acolo, că îmi lăsați comentarii de fiecare dată și că la fiecare întrebare îmi răspundeți fără să așteptați prea mult, ceea ce vă invit să faceți și în cazul acestui videoclip. Vă pup, vă îmbrățișez și vă mai aștept. Pa!